Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Poporul Domnului, vă invit să citim din Scripturi. Evanghelia după Luca, capitolul 2. Versetele de la 41 la 52. Luca, capitolul 2, versetele de la 41 la 52. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășilor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei ce l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți. Și mama lui a zis, fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles, spusele lui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Sunt recunoscător pentru prezența dumneavoastră și pentru slujirea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur de faptul că suntem împreună înaintea lui Dumnezeu, într-o frumoasă zi de duminică, parcă este o zi de primăvară. În seara aceasta, nu știm dacă vom mai avea altele, dar pe aceasta o avem și ne bucurăm de ea. Aș vrea să predic despre imperative spirituale. Unul dintre lucrurile foarte importante pentru fiecare om este să știe care sunt așteptările pe care cei din jur le au față de el. Oamenii din familie, oamenii din biserică, oamenii de la lucru. Deseori, fiecare dintre noi întrebăm, dar eu ce trebuie să fac? Și ne simțim în nesiguranță când nu știm ce trebuie să facem. Când cineva ne explică la ce se așteaptă de la noi, atunci dintr-o dată ne simțim mai bine și mai liniștiți. Știm ce avem de făcut. Psalmistul căuta și el spunând, arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu. Aduceți-vă aminte că la Domnul Iisus au venit mai multe categorii de oameni. Spre exemplu, Biblia spune despre noroade, adică o mulțime de oameni. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci noi ce trebuie să facem? Luca 3:10. Au venit și vameșii, au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Apoi au venit soldații și niște ostași îl întrebau și ei, dar noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns la fiecare pe rând ce trebuie să facă. Suntem foarte confuși când nu știm ce avem de făcut. Ne place să știm la ce se așteaptă Dumnezeu de la noi, la ce se așteaptă tovarășul de viață de la noi, la ce se așteaptă biserica de la noi. Lucrul acesta ne dă liniște, pentru că știm ce trebuie să facem. Cuvântul trebuie îl întâlnim în Biblie de peste 267 de ori. Trebuie este un imperativ.
Un imperativ este o nevoie categorică, obligatorie și necondiționată. Un imperativ este un ordin, este un trebuie neapărat să, este o poruncă. Pentru noi este imperativ să mâncăm. Este o nevoie necondiționată. Pentru noi este imperativ să dormim. Pentru noi este imperativ să luăm medicamente dacă suntem bolnavi. Asemenea imperativelor din viața biologică, din viața naturală, sunt și imperative spirituale. Trebuie să. Care sunt pentru dumneavoastră la început de an? Trebuie să. Este un trebuie să mai mare decât lucrurile din lume? Există ceva pentru care ești în stare să renunți la orice? Unde există imperative care subordonează celelalte priorități ale vieții? În viața naturală, biologică, fizică sau în viața spirituală? Evident, imperative sunt și într-o parte și în alta. Scopul meu în seara asta este să vorbesc puțin despre imperative spirituale. Plecând de la textul pe care l-am citit, înțelegem ușor că imperativul despre care ne vorbește cuvântul este imperativul sanctuarului, adică trebuie neapărat să fii în sanctuar. Hristos s-a mirat când părinții lui n-au înțeles treaba asta. Nu mai imaginați-vă, au mers 3 zile spre casă, au constatat că băiatul Iisus nu erau cu ei, s-au întors 3 zile înapoi, l-au căutat 3 zile. Așa spune Scriptura. Și el s-a mirat că ei nu au înțeles că el trebuie să fie în casa lui Dumnezeu. El s-a mirat de ei, ca adulți fiind, el avea doar 12 ani. Și el a spus, tati, mami, trebuie, e imperativ să fiu în casa tatălui meu. Este obligatoriu, este o poruncă, e un ordin, e o nevoie necondiționată. Trebuie să fiu în casa tatălui meu. Scumpii mei, dacă cineva ar aduce scris pe un carton în fața dumneavoastră versetul acesta, exact cum îl vedeți acum pe screen, luni seara când este întâlnirea de familie, marți seara când e întâlnirea de rugăciune, miercuri seara când sunt repetițiile, joi seara când e serviciu, dincolo de situații de boală sau de situațiile în care serviciul ne reține și nu putem fi în mod natural în casa lui Dumnezeu. Nu mai gândiți-vă, pentru Domnul Iisus a fost imperativ să fie în casa lui Dumnezeu. Scriptura intenționat menționează că apoi le-a fost supus. Dar aici nu le-a fost supus. Cât de supus este un băiat de 12 ani care pentru 9 zile nu e de găsit? Cât stres au avut părinții că și-au pierdut copilul? La 12 ani ești încă un adolescent. Un părinte este foarte îngrijorat pentru copilul lui de 12 ani. Aproape că a fost neascultător, dar intenționat, Biblia menționează că apoi le-a fost supus. Imediat spune asta. Asta înseamnă că explică că nesupunerea de prima oară a fost de fapt un ordin la care trebuia să se subordoneze mai mult față de Dumnezeu. Mereu vom avea de ales între trebuie să fim în casa lui Dumnezeu și trebuie să dormim, trebuie să mâncăm, trebuie să mergem la un prieten, trebuie să ne odihnim, trebuie să mergem până la poștă, trebuie să vedem un meci de fotbal sau de altceva. Întotdeauna va exista un imperativ omenesc care subordonează imperativul spiritual. Asta demonstrează că viața noastră nu-i condusă de Duhul, ci e condusă de plăceri personale. Chiar dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt anul trecut sau acum 50 de ani, Hristos a fost condus de Duhul lui Dumnezeu și el s-a mirat că părinții lui, oameni mari, pun întrebarea, fiule, de ce ești aici? Și el mirat a întrebat, dar voi nu știți că eu trebuie să fiu în casa lui Dumnezeu? 12 ani. Ce făcea în casa lui Dumnezeu? Studiu biblic.
Ce făcea în casa lui Dumnezeu? Vorbea din Scripturi. Atunci când ai Scriptura în inimă, îți găsești plăcerea să discuți cu alții care au Scriptura în inimă despre Scriptură. Nu te plictisește Biblia, nu te plictisește predica, nu te plictisește memorarea versetelor. Nu, pentru că ai în suflet, îți mustește asta în suflet. Întreabă-l pe un pescar ceva, în 5 minute te va duce la pescuit. Întreabă-l pe un sportiv ceva, în 5 minute te va duce la activitățile sportive. Întreabă-l pe un pocăit ceva, în 5 minute te va invita la biserică. Întreabă-l pe un bunic ceva, în 5 minute îți va vorbi 2 ore despre nepot sau despre nepoată, de parcă te-ar interesa pe tine de nepotul sau nepoata lui. Ce ai în inimă, imediat îți iese din gură. Fiul lui Dumnezeu a spus lămurit, trebuie să fiu în casa lui Dumnezeu. Avem în față fiecare dintre noi un an de zile. Unde va trebui să fim? Eu nu pot să aleg în locul dumneavoastră, nici dumneavoastră în locul meu. Este o alegere personală. Hristos a ales în locul lui. A fost un imperativ care i-a dominat viața. A fost un imperativ care i-a dominat viața. A fost un imperativ ca o pecete pusă pe misiunea lui. Trebuie să fiu în casa lui Dumnezeu. Observați ce spune? Casa tatălui meu. Dacă trebuie să fii la biserică, dar când mergi în casa tatălui tău, atunci vorbești despre identitatea pe care o ai în casa tatălui tău, identitate de fiu. Dragii mei, mereu vom avea de ales anul acesta. Observați că la vârsta de 12 ani, el a spus, trebuie să fiu în casa tatălui meu. După 21 de ani, printre ultimile cuvinte, fiind pe cruce, a spus, s-a isprăvit. Misiune îndeplinită. Am rezistat oricărei ispite, oricărei tentații, oricărei invitații și în fiecare zi am fost în casa tatălui meu într-un anumit fel, ocupându-mă de lucrurile lui Dumnezeu. Misiune îndeplinită. Pavel a spus la fel, misiune îndeplinită. Alergarea mea s-a încheiat, credința am păzit-o, acum las în urmă dimensiunea existenței mele umane, pe care am încheiat-o cu demnitate și mă duc înspre lucrurile veșnice unde mă așteaptă cununa. Misiune îndeplinită. Suntem o generație care ne luptăm cu provocări noi, contemporane. Există meciuri sportive care te opresc să vii la biserică. Există alte și alte preocupări care te opresc să vii la biserică. Adu-ți aminte atunci și uite-te la culoarea aceea roșie. Trebuie să fiu în casa tatălui meu. Dacă Dumnezeu ți este tată, ascultă-mă. Trebuie să subordonezi toate celelalte lucruri, cu excepția imperativelor naturale. Trebuie să te duci la lucru dacă ești de serviciu în ziua aceea. Trebuie să-ți cauți sănătatea dacă ești bolnav în timpul acela. Trebuie să te îngrijești de familie dacă ai o problemă urgentă în familie, dar altfel trebuie să fii în casa tatălui tău. Gândește-te numai dacă ți-ai setat, dacă ți-ai organizat viața în maniera aceasta. Este un imperativ spiritual. Gândește-te numai la lucrul acesta. Ceea ce vreau să spun este că asemenea Mântuitorului, David a subordonat întreaga lui viață și activitățile lui, lui Dumnezeu, căutând excelența în tot ce a făcut. A spus el în 2 Cronici 2:5, casa pe care o voi zidi Domnului trebuie să fie mare. Eu nu fac pentru Dumnezeul meu o casă mică. Este imperativ. Casa care o fac pentru Dumnezeul meu trebuie să fie o casă mare, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mai mare decât toți Dumnezeii. 2 Cronici 2:5. Și despre Solomon spunea el în 1 Cronici 22:5 următoarele cuvinte. Fiul meu Solomon este tânăr, este gingaș, e plăpând. Și casa care va fi zidită trebuie să fie de mare faimă și de mare slavă pentru toate țările. Ai auzit ce lucra David pentru casa lui Dumnezeu? Mare faimă și mare slavă. Puteți să mă suferiți dacă vă spun că uneori suntem tentați să criticăm
lucrările lui Dumnezeu din biserica unde suntem membri față de alți oameni care ori nu vin deloc la biserică, ori merg la alte biserici. Și subapreciem lucrarea lui Dumnezeu din casa noastră spirituală. Și în loc să producem mare faimă pentru biserica noastră, producem mică faimă. Și în loc să producem mare slavă, producem mică slavă sau mare rușine. Puteți să credeți lucrul acesta? Fraților, s-ar putea să existe copii mai frumoși decât copiii mei, dar pentru ochii mei și inima mea, copiii mei sunt cei mai frumoși. După cum ai dumitale, sunt cei mai frumoși pentru dumneata. Sunt tot felul de frumuseți feminine în lumea aceasta, dar soția fiecăruia dintre noi e cea mai frumoasă. De-aia am ales-o. Ce fel de soț sunt eu dacă voi atrage rușine peste ea, peste copiii mei, peste casa mea? Eu trebuie să-mi cinstesc familia cât pot mai mult. David a spus, eu trebuie să aduc o mare faimă peste casa lui Dumnezeu și o mare slavă. Ascultă-mă, anul ăsta vei fi un om foarte ocupat. Trebuie să aduci multă faimă în biserica asta. Roagă-te pentru faima aceasta. Vorbește de bine pe Domnul pentru faima aceasta. Roagă-te pentru lucrători, pentru ca faima asta să fie reală, nu doar de dorit. Roagă-te, fă ce știi, postește, contribuie. Adu mare faimă și mare slavă în biserica în care te închini. Așa a spus David. Nu afecta negativ biserica unde te închini, este casa ta spirituală. După cum acasă unde dormi, nu strici nimic, pentru că te doare sufletul, e proprietatea dumitale. Nu strica nimic nici aici. Lucrează pentru faima acestei case. Mai bine suferă durere și nedreptate, dar nu lăsa să cadă o picătură de apă pe faima acestei case, pentru că este casa lui Dumnezeu. Nu lăsa să cadă o picătură de apă peste slava acestei case, pentru că este casa Tatălui nostru. Să ținem la casa Tatălui nostru, pentru că trebuie. Este un imperativ al sanctuarului. Sanctuarul este ceva special pentru noi. Nu ne simțim atât de obișnuiți încât pur și simplu ne comportăm ca și cum ne-am întâlnit undeva, mâncăm semințe, bem Coca-Cola și mai vorbim așa despre viață. Copiii noștri aleargă într-o parte, în alta, că suntem undeva într-un living room sau undeva la parc, oamenii ai lui Dumnezeu. Aici suntem în sanctuar, în locul unde a coborât Dumnezeu ca să-și binecuvinteze sfinții. Zice Biblia, păzește-ți piciorul, stai în fața regelui, te rog frumos să iei o poziție corespunzătoare. Te rog frumos! Este imperativul sanctuarului. Cinstește locul ăsta. Aici nu se fac cauciucuri, aici nu se fac... Aici este casa lui Dumnezeu. Trebuie să avem respect, trebuie să producem faimă aici pentru Dumnezeul nostru. Orice slăbiciune, să lucrăm, să o reparăm. Orice accident, trebuie să încercăm să nu-l mai repetăm. Trebuie să ne fie rușine de orice rușine. Și trebuie să căutăm excelența. Hristos a spus trebuie și David a spus trebuie și noi ce o să spunem? Bineînțeles că o să spunem trebuie. Oamenii lui Dumnezeu, spuneți amin. Și anul acesta și răsuflarea să vă dați pentru ca Dumnezeu să fie onorat. Pentru Domnul acesta trebuie să ne dăm tot ce avem. Dacă e nevoie să răbdați ceva, vă rog, treceți peste dumneavoastră și lăsați ca să fie numele lui Dumnezeu lăudat. Suferiți nedreptatea dacă e nevoie, doar ca slava acestei case să nu fie pângărită în niciun fel. Propuneți-vă să fie înfășurată într-o pânză albă și imaculată. Este casa lui Dumnezeu. Nu are importanță cine e păstor aici. Păstorii sunt trecători, sunt din carne, sunt oameni. Nu are importanță cine este dirijor. Nu, nu, nu. Dumnezeul casei acesteia trebuie să-și ia slava întreagă. Te rog, fii un om care lucrezi la treaba asta, propuneți, cheltuie-te pentru asta, suferă pentru asta, fii un viteaz, nu te lăsa, gândește duhovnicește, e un imperativ. Este imperativ să fii în casa lui Dumnezeu, este imperativ să aduci faimă și slavă casei lui Dumnezeu.
2. Imperativul smereniei. Trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Cine vrea să fie mai mare, este imperativ să fie cel mai de pe urmă și slujitorul tuturor. Este imperativ să te lași în urma fraților, să le deschizi ușa. Atunci când ajungi la ușă, indiferent cine e în spate, te rog, rămâi în spatele lui. Lasă-l să intre primul. Lasă-l să iasă primul. Evident, nu mă refer acum la bătrâni pentru tineri, nici la femei pentru bărbați. Astea sunt niște lucruri de conduită, să nu spun de bun simț, să fiu prea aspru, de maniere. Ceea ce vreau să vă spun, am dat un exemplu banal, însă ceea ce vreau să vă spun este faptul că ambiția aceasta de a subordona pe alții, de a-i pune în umbră pe alții, de a strica imaginea altora, de a-i critica pe alții, adică vine cineva și cântă 100 de note, nu zice nimic, 100 de note și 99 le cântă bine și cea cu numărul 100 a greșit-o și nu zicem niciun felicitări pentru 99 cântate bine, însă îl criticăm de mama focului pentru una cântată rău. Vă întreb, de ce să facem așa? Trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Scriptura ne spune despre smerenie că este un imperativ. Despre omul acela care nu se dă mare. Despre omul acela care, dacă are facultate, nu găsește un subiect în care să spună, să vină vorba că are și el facultate. Dacă are, ce să zic eu, o mașină nouă, nu aduce vorba că el are o mașină nouă. Dacă are casă cu etaj, nu aduce vorba că el are casă cu etaj. Dacă are master sau e doctorant, nu aduce vorba să spună că el e masterat sau doctorant, nu. Ci el nu se laudă. Dacă oamenii vor afla, vor afla. Dacă Domnul l-a folosit într-o anumită împrejurare și cineva s-a vindecat, el nu va spune lucrul ăsta decât doar dacă chiar va trebui, dar altfel nu-l va spune, că dacă îl spune, va fi foarte greu să nu se laude când îl spune. Sigur că există riscul să mă înțelegeți greșit când spun asta, dar ceea ce vreau să vă spun este că prea am dezvoltat o piață unde fiecare iese cu calabalâcurile lui să le vândă pe un dolar, 3, 4, 5. Oamenii lui Dumnezeu, este imperativ să fii un om smerit. Să nu faci caz nici de performanța pe care o ai, nici de nivelul intelectual la care ai ajuns, nici de ce ai reușit să fii în România sau aici, să fii un om smerit. Să te laude gura altuia. Altul să aprecieze dacă ai făcut bine sau nu. Dacă cineva spune într-o împrejurare, acolo n-ai făcut bine, lasă-l în pace, că el se va convinge că ai făcut bine, dacă bine ai făcut. Scriptura spune, trebuie să fie cel mai de pe urmă, dar din toți, și să fie slujitorul tuturor. Diavolul poate fi ascet, aspru și sever, dar el nu poate fi niciodată smerit, spune unul dintre părinții bisericești, Macarie cel Mare. Cineva spunea că Dumnezeu nu lasă pe nimeni să rămână gol, cu excepția celor care sunt plini de ei înșiși. Este imperativ să căutăm binele oamenilor și să-i slujim pe fiecare cu modestie. V-ați întrebat vreodată în timp ce se termină serviciul divin, dacă în adunare cu noi a fost cineva care nu-i din Chicago? Veți spune, este treaba ta. E adevărat că e treaba mea, dar treaba dumitale care e? Poate a sta chiar lângă dumneata. N-ai vrea să te deranjezi de acolo de unde ești și dacă îl vezi că e nou între noi, să te duci la el și să-i spui, nu vreau să te deranjez, dar te-am văzut aici și am vrut să știi că te felicit pentru că ai venit să ne închinăm împreună lui Dumnezeu. Mă rog pentru tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și du-te în pace. Te-ai gândit vreodată să faci asta? Slujește-i pe oameni, întoarce-te un pic și încearcă să te gândești, cam de ce ar avea fratele Viorel nevoie? Îl văd că el caută un pix. Poftim!
Slujește-i pe oameni, încearcă să-ți dai seama de ce ar avea nevoie, ce caută, care le-e nevoia, poate îl vezi plângând, încearcă să înțelegi de ce plânge, n-ai putea să-i rezolvi plânsul, n-ai putea să pui un pic de balsam pe rana lui. Gândește-te, omul ăsta, mă uit la el, Doamne, descoperă-mi, cu ce aș putea să-l ajut, în ce fel l-aș putea binecuvânta? Te-ai gândit vreodată în maniera asta? De ce ești un nepăsător? De ce nu te gândești niciodată în ce fel îl poți sluji pe sufletul ăsta și pe ăsta și pe ăsta? Sunt niște oameni ca dumneata, poate ești pe deal, el e în vale, de ce nu vrei să te gândești la el? În vale e greu, în vale sunt diagnostice grave, în vale sunt lacrimi, în vale e singurătate și amar și datorii. Dacă ești mare, de ce nu vrei să-i slujești pe cei care sunt mici și au nevoie de ajutorul dumitale? Nu nepotul meu mă schimbă pe mine de haine, eu îl schimb pe el de haine, că e mic, atât e. Și are nevoie de asta, când eu voi fi bătrân și voi fi în baston, dacă voi ajunge, el se va îngriji de mine, dar acum mă îngrijesc eu de el, pentru că eu sunt mare, eu știu cum trebuie așezate hainele, el nu știe. Te-ai gândit vreodată în ce fel îmi poți sluji mie? Ți-a trecut prin cap asta vreodată? Mă gândesc eu în ce fel îți poți sluji ție? Ție care ești doar o adolescentă, o tânără, un tânăr de la fanfară, trebuie să fie cel mai de pe urmă. Dacă vreau să ies cu frații păstori acum afară, îmi pun în minte următorul lucru. Ajung primul la ușă, deschid ușa și le țin ușa la toți. Și după ce ies ei, dacă cineva nu vrea să ia, să-i spun, te rog frumos. Și eu ies ultimul. Evident, nu fac asta ca să mă laud. Nu fac asta ca să fac spectacol. Dar am dat doar un exemplu absolut banal. Dacă mă întâlnesc cu cineva pe hol și el e mai mic decât mine, știi că ești mai mic decât mine ca și vârstă, eu nu-l las pe el să-mi spună prima oară pace mie. Nu! Așa s-ar cuveni. Dar eu îl salut primul. Eu vreau să-i dau respect. Eu îi spun primul, pace. Și el îmi răspunde, pace. Este șansa mea de a-mi disciplina atitudinea, de a servi fraților, de a-i bucura. Dacă mă întâlnesc cu cineva, de ce să nu-i zâmbesc și să-i spun, ce mai faci? Poate nu i-a zâmbit nimeni astăzi. Poate de 3-4 săptămâni îl doare într-un anumit loc. Poate nu are bani, poate cine știe ce necazuri are. Pot să-i zâmbesc, poate contribuie un pic zâmbetul meu să-l încurajeze. Am dat niște exemple care nu costă bani. Scriptura spune următorul lucru. Să fie slujitorul tuturor. Frații mei dragi, eu sunt obligat de Dumnezeu, nu doar de salariu de la Biserica Betania, să vă slujesc. Salariul de la Biserica Betania mă obligă să vă slujesc 8 ore. Dumnezeu mă obligă să vă slujesc 24. Încerc să mă uit și să-mi dau seama ce nevoie ar avea omul ăla. Și cum aș putea eu să-l ajut? Unde nu neapărat e o nevoie financiară, e o nevoie doar de o strângere de mână, doar de o întrebare, ce mai faci, doar de o asigurare, să știi că o să mă rog și eu pentru tine mâine, doar de asigurarea unui post, știu că treci prin necas, frate, uite-te la mine, să știi că mă rog pentru tine. Joi, eu voi sta în post pentru tine. Știi ce înseamnă în ziua necazului asigurarea că cineva postește pentru tine? De ce s-au pierdut obiceiurile acestea? Unde le-am lăsat? Cu ce am rămas dacă le-am pierdut? Doar cu intenția de a fi primii, de a ieși primii pe ușă, de a ne deschide alții ușa, de a cere respect întotdeauna, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Așa ne învață Scriptura. Sfinții Domnului, acesta este un imperativ spiritual. Este imperativ să căutăm binele oamenilor. 3. Imperativul relațiilor. Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Nu v-aș fi zis să faceți așa, dar trebuie. Și dacă trebuie, nu pot eu să schimb, trebuie. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia. Și anume, puțin leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Atenție! Fiindcă trebuie,
duceți un dar omului aceluia, și anume, puțin leac alinător. Te vei întâlni cu mine mâine, îmi poți aduce puțin leac alinător, sau îmi poți aduce o lămâie stoarsă, mai punând încă o povară, încă o glumă proastă, încă o jignire, încă o ofensă, încă un cuvânt spus la mișto, iertați-mi expresia. Nu te interesează că la ora 3, pentru ceea ce mi-ai spus astăzi, m-am trezit și n-am putut să dorm. Uite ce a spus Israel. Când te vei întâlni cu omul ăla, să-i duci leac alinător, să-i se aline durerea, să se umple de speranță, să-i se mângâie inima. În felul acesta te vei apropia de inima lui, îl vei încuraja, îl vei face bine și pentru că tu vei fi pentru el o binecuvântare, el te va mai căuta. Când mergem la cineva și ne respinge a doua oară, nu mai îndrăznim, dar când mergem la altcineva și ne primește, a doua oară ne mai ducem la el, că știm care e inimă și ne primește. Și fiecare dintre noi ne apropiem de oamenii care știm că au răbdare, că sunt buni la suflet și că ne ascultă și ar exista posibilitatea să ne ajute. Trebuie să duceți omului aceluia cu care o să vă întâlniți puțin leac alinător. De atâtea ori în ultimii ani mi-a părut rău de anumite situații când n-am fost în stare să duc puțin leac alinător. Și am zis, Doamne, nu puteam eu să fiu puțin mai atent? Nu puteam să tac din gură și mâine să spun asta când întrecea un pic și puteam să vorbesc puțin mai echilibrat? Mi-a părut rău că nu i-am dus leac alinător și relația s-a încordat. Am trecut pentru sufletul acela, pentru persoana aceea, un om mai dur, mai aspru. Și Scriptura spune, du-i leac alinător. Știi că soția are nevoie de leac alinător? Au trecut 28 de ani de căsnicie. Am început viața de căsnicie cu mentalitatea unui tânăr ortodox din zona mea, unde bărbații băteau cu pumnul masă și băteau și nevasta. Și a fost greu să înțeleg că este tovarășul meu de viață și că nu este o metodă să o constrâng, mai ales fizic. Mi-a luat ani de zile să-mi schimb mentalitatea aceasta, care era mentalitatea satului unde am crescut. Astăzi sunt un alt om decât acum 28 de ani. De cele mai multe ori reușesc să nu reacționez și dacă spun ceva, să mă opresc un pic și să mă gândesc, chiar trebuie spus. Și asta doar ca să-i fac bine. Este ușor să spun o vorbă și pâine mâine să plângă. Sau să nu mai fie bună de nimic, să mestece mâncare plângând sau spălând un cămaș plângând. Dar anul ăsta trebuie să-i duc un pic de leac alinător. Nu o să-i duc decât dacă am. Nu o să scot din inima mea decât ce este. Dacă am leac alinător în inimă, o să-i duc. Și indiferent cât de tare va îmbătrâni și cum va arăta peste 20 de ani, trebuie să am leac alinător. Este un imperativ. Nu întotdeauna ne ridicăm la nivelul acestei excelențe. De câte ori nu ne-am supărat unul pe altul? De multe ori. Nu vorbesc de accidente, nu vorbesc de scăpări, care pur și simplu ți-a alunecat ca ou din mână și s-a făcut praf. Nu de asta vorbesc, ci vorbesc despre o indiferență răutăcioasă, despre o nepăsare dureroasă, despre o călcare în aceeași groapă de 20 de ori. Oamenii ai lui Dumnezeu, este nevoie de leac alinător. Este un imperativ la care Dumnezeu ne cheamă. Este imperativ să realizezi și să menții relații bune. Iar dacă ți-a scăpat ceva, să încerci și cât ține de tine să le repari cu leac alinător. Când vrei să te împaci cu cineva, nu te duce să-i faci reproșuri. Nu-l condamna. Nu-i spune, a, păi da bine, dar și tu... Nu așa, du-te cu leac alinător, frate, am greșit, îmi pare rău, iartă-mă, te rog, du-te cu leac alinător. Așa trebuie să faci în casă. E ușor să îți menții întotdeauna dreptatea și să-ți o aperi. Și tot timpul tovarășul de viață ele devine, el are întotdeauna mai puțină dreptate, mai puțină școală, e mai puțin harnic, e mai puțin inteligent, e mai puțin nu știu cum, întotdeauna el e pe locul doi. Păi da, nu se știe clasamentul.
du-te cu leac alinător. Vino cu leac alinător la biserică, vino cu leac alinător la lucru, du-te cu leac alinător peste tot. O vorbă bună zidește, repară, mângâie, produce zâmbet. Omule, trebuie, dacă trebuie, duce-ți leac alinător omului aceluia. 4. Imperativul spiritualității. Un singur lucru trebuie. Maria și-a luat partea cea bună. Toate lucrurile sunt importante, însă a avea pasiune pentru lucrurile spirituale, a fi atras de lucrurile duhovnicești, este cel mai important. Slujirea nu înlocuiește starea duhovnicească și grija pentru alții nu trebuie să subordoneze grija pentru propriul suflet. Înaintea întâmplării cu Maria și Marta și Domnul Iisus, care este în capitolul 10, de la versetele 38 la 42, Luca prezintă imediat înainte pilda samariteanului milostiv. După ce se încheie pilda samariteanului milostiv, urmează întâmplarea cu Domnul Iisus în casă la Marta și Maria, unde spune Maria și-a luat partea cea bună. Compararea celor două întâmplări și pilde ne ajută pe noi să înțelegem lista priorităților vieții. Ascultați-mă bine! În pilda samariteanului, Mântuitorul apreciază activul samariteanului, nu contemplativul preotului și levitului. Samariteanul a fost activ și a luat acțiune. Preotul și levitul a fost contemplativ și el a contemplat, s-a dus la templu, n-avea el grijă de cel care avea nevoie de acțiunea lui. În întâmplarea din casa Betania, Mântuitorul apreciază contemplativul Mariei, nu activul Martei. Într-un text, Hristos apreciază activul, nu contemplativul. Pe samariteanul milos îl apreciază ca acționat. Iar pe preot și pe levit care contempla, se ducea la templu să contempleze, nu l-a apreciat. Imediat se schimbă situația și într-o altă întâmplare, Domnul întoarce măsura pe partea cealaltă. Și nu mai apreciază pe Marta care acționa și o apreciază pe Maria care contempla. Păi acum te întreb, Doamne, în întâmplarea de dinainte, în pilda de dinainte a întâmplării, ai apreciat activul. În întâmplarea de după pildă, ai apreciat contemplativul. Doamne, până la urmă, odată ai făcut, odată așa, odată așa. Spune-mi, eu cum să fac? Ca prima sau ca a doua? Vreți să vă gândiți un pic la asta? Ascultați-mă puțin. În pilda samariteanului, omul rănit era între viață și moarte. Nu era timp de contemplativ, că omul ăla putea să moară într-o clipă. De aceea, prioritar, era activul să-l ajuți. Că dacă avea doar, ar fi dat cu unghia într-un bolovan și și-ar fi rupt un pic unghia, du-te liniștit la biserică, lasă-l că-i trece lui unghia. Dar dacă e între viață și moarte, nu te duce la adunare, ia-l în brațe și du-l la spital. În întâmplarea din casa Mariei, nu era nimeni pe moarte. Hristos predica, iar Marta o certa pe Maria că nu gătește cu ea și îl mai și oprește pe Domnul din predică să o pârască pe Maria, că în loc să o ajute, ea ascultă predica. Ce era normal să facă Maria dacă Iisus predica? Ce era normal să facă? Să asculte! Pe odată vorbește Dumnezeu și eu de 1000 de ori aud. Dar în pilda samariteanului, omul era mort. Acolo nu mai contempla, nu te mai duce la doctor, nu te mai duce la templu. Du-l la doctor, că acum moare, că-i pe moarte. Dar când Hristos predică, lasă ciorba în pace, că îi mai pui pătrunjel la sfârșit. Oprește-te un pic și ascultă Evanghelia. Atunci când cineva își pierde viața, să nu vii la biserică, du-l la spital. Dar dacă cineva nu își pierde viața, te rog frumos să vii la biserică. Ăsta este mesajul celor două întâmplări, pilda și întâmplarea. Închei, imperativul rugăciunii. Trebuie să se roage neîncetat și observați ce urmează. Pur și simplu este extraordinar, să nu se lase. Știți de ce să nu se lase? Pentru că mulți se lasă. Mai ții minte cum ai început viața de pocăință? Câtă pasiune ai avut după botez? De câte ori n-ai venit la cina Domnului după botez? Ai fost totdeauna prezent, dar acum. De câte ori ai lipsit
duminica dimineața de la adunare după botez în primii 5 ani? Niciodată, dar acum. De câte ori ai lipsit de la rugăciune în primii 2 ani? Niciodată, dar acum. Să nu se lase. Mulți se lasă. Deja mulți s-au lăsat. Deja s-au împăcat cu gândul că nu se mai duc, nu se mai poate. Este extraordinar cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să se roage și să nu se lase. Imperativul sfințeniei, trebuie să faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. Frații mei, am stat și m-am gândit în timp ce meditam la predica asta la următorul lucru. Să facem toate mădularele noastre roabe ale neprihănirii. Picioarele mele sunt roabe ale neprihănirii, că mă aduc la biserică, dar în timp ce vin la biserică, critic și bârfesc. Gura n-am putut să o fac roaba a neprihănirii. Picioarele sunt roabe ale neprihănirii, ochii sunt robe ale neprihănirii, dar gura nu este roba a neprihănirii. Uitați ce spune Scriptura. Trebuie să faceți mădularele roabe ale neprihănirii. Vreau să te întreb, care mădular dintre mădularele pe care le ai în corpul acesta complex? Crezi că în anul 2011 a fost mădularul cu care ai păcătuit cel mai mult? Fii sincer, e între dumneata și Dumnezeu, nu spune cu voce tare. Eu mă gândesc la mine în timpul ăsta. Cu gura? Cu ochii? Cu mâna? Cu inima? Cu omiterea? Comiterea? Cu ce? Numai gândiți-vă, trebuie să faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. Cineva spune, știi cum, eu așa mai rău de gură. Trebuie să faci și mădularul ăsta, rob al neprihănirii. Nu zice aleluia că ești darnic. Nu zice aleluia că picioarele te aduc la biserică. Și faci bine că ești darnic și faci bine că vii la biserică, dar cu gura ce faci? Că îi dai cu lingura și îi scoți ochiul cu coada. Este un imperativ. Gândește-te care mădular e slăbiciunea personală. Și anul ăsta lucrează la ea. E imperativ. Imperativul suferinței, imperativul desăvârșirii, imperativul părții Domnului. Promit că 30 de secunde stau aici. Turmele noastre trebuie să meargă cu noi. Turmele noastre trebuie să meargă cu noi și să nu rămână o unghie din ele, căci din ele vom sluji Domnului. Din ele vom lua și vom sluji Domnului. Ascultați-mă. Moise este obligat de faraon să-și lase animalele în Egipt și să plece fără ele să în pustie să întâlnească cu Domnul. Și uitați ce spune Moise. Faraon, trebuie să luăm turmele cu noi pentru că din ele vom lua ca să-L slujim pe Domnul. Cu ce vrei să-L slujești pe Domnul? Cu turmele dumitale. Cu toate turmele nu, zice, vom lua din ele. E nevoie și dumneata să aduci un miel, și dumneata să aduci un vițel, și dumneata să aduci un miel, și dumneata să aduci un vițel, și dumneata să aduci un miel. Din turmele pe care le avem, trebuie să luăm ceva și să aducem ca să facem slujbă înaintea lui Dumnezeu. E normal ca eu să vreau să aduc jertfă o oaie care este a fratelui Daniel? Ascultă-mă, de ce îți lași turmele în Egipt? De ce spui că sunt ale dumitale și nu vrei să aduci nimic pentru slujbă? Trebuie, e un imperativ, trebuie. Omul ăsta a vorbit extraordinar. Trebuie să meargă turmele cu noi pentru că din ele vom lua un animal, două, trei, ca să facem slujbă. Dacă ai 100 de dolari, ia 10 și lasă-i pentru slujbă. Dacă ai 2 ouă, 10 ouă, dacă ai alte lucruri, dacă poți să faci ceva, dacă ai niște privilegii, niște oportunități, fă ceva pentru Domnul. Sunt imperative pentru anul acesta și eu vă invit să vă gândiți la ele. Poate careva dintre ele se potrivește și cu mine și cu dumneavoastră. Oamenii lui Dumnezeu, să încheiem slujba divină cu rugăciune. Vă chem să ne ridicăm, să medităm la cuvintele acestea, să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare să facă cum îl călăuzește Duhul lui Dumnezeu, că doar ce seamănă omul va culege. Ne rugăm Domnului cu toții. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania,